În cadrul săptămânii de educație media desfășurată la Colegiul Spiru Hare din Ploiești, la începutul acestei săptămâni, a avut loc o întâlnire între elevi și realizatorul de emisiuni Victor Preda. Evenimentul, prezent și în calendarul UNESCO, a fost dedicat corecte informări prin mass media. Astăzi am încercat să organizăm o activitate legată de educația media pe care să le oferim elevilor noștri. Această activitate se încadrează în săptămâna educației media pe care la nivel planetar UNESCO a organizat-o. Țin să precizez aici că partenerii noștri în această activitate au fost Centrul pentru Jurnalism Independent și Fundația Română-Americană, cei care ne-au deschis această nouă perspectivă în organizarea activităților de educație media în școlile din România. De asemenea, am ținut neapărat să avem în fața copiilor un reprezentant al presei locale, care să le împărtășească copiilor din experiența meseriei de jurnalist. Elevii prezenți și-au manifestat interesul față de mass media, participând activ la discuții și punând întrebări. Din punctul meu de vedere am învățat multe lucruri interesante. Am învățat cum să ne alegem știrile și să citim mai multe articole înainte să ne documentăm. Și să... Ești un pic emoționat. Da. Bine, atunci trece la colega ta, da? Mie activitatea mi s-a părut foarte interesantă, adică nu prea am avut ocazia să mă întâlnesc cu un jurnalist și a fost altfel, ceva care s-a desprins din cadrul normal al unei școli, al unui liceu, orele acelea plictisitoare, și a fost o activitate chiar interesantă și consider că am învățat ceva. Mai în glumă, mai în serios, organizatorii întâlnirii au propus o repetare a acestei acțiuni peste 4 ani, atunci când elevii participanți vor fi clasa a 12-a.